Hai să vorbim cu cineva care chiar a dispărut vreo lună și ceva, cu Adrian Mititelu. A fost în silențiu stampa, domnul Mititelu. Da, bună ziua, domnul Mititelu. Bună ziua. Chiar e o plăcere să vă reaud, la modul cel mai serios. Mulțumesc de asemenea. Da, serios vorbesc. Domnule, ce e cu domnul Mititelu? Cum să zic, chiar dacă a trecut timpul, știți că eu încerc să pun și întrebări de suflet, așa, la oameni, nu numai strict fotbal. Ce s-a întâmplat, domnule, de ați intrat? Ce s-a întâmplat după meciul ăla de la Sepsi? Păi ce puteam să mai spun? Mai aveam ceva de spus. Dar ce s-a întâmplat? Ați plecat de la stadion. Chiar sunt curios. Ce a simțit? Ați plecat de la stadion, echipa umilită. Ce s-a întâmplat după aia? Pe drum? Povestiți-ne puțin. Ce să zic? A fost cel mai îngrozitor moment pe care l-am trăit în fotbal. Sau poate unul dintre cele mai, cu excepția dezafilierii și nenorocirilor din 2011, din punct de vedere strict legat de rezultat, asta a fost cel mai greu moment pentru mine în fotbal, pentru că n-am putut să-mi explic prestația echipei, parcă a fost o altă echipă teren, parcă am fost injectați cu ceva, nu știu, parcă cineva ne-a pus ceva în alimente, în mâncare. Deci toți jucătorii au avut o prestație în contradicție total cu ce au arătat ei până la acel meci. Dar chiar v-ați gândit și la chestii de genul ăsta legate de teoria conspirației? Noi ne-am gândit la multe chestii, dar nu putem să avem o situație clară, pentru că nici nu vreau să fac afirmații hazardate, aiurea să acuz, dar oricum a fost ceva care nu, nici acum nu se poate explica. Bine, și dumneavoastră, cum sunteți un tip orgolios, probabil că fotbalistic a fost cel mai umilitor moment. Da, păi după ce m-am bătut, după ce am cerut rejucarea meciului, după ce am făcut asemenea afirmații legate de corectitudine și de fair play și de respectul pentru rezultatul pe teren, am primit o lecție de... Va fi greu să... Va bine, adică efectiv mi s-a schimbat semnificativ percepția asupra fenomenului. Da. Ați plecat cu mașina atunci, nu? Acasă, nu? Da. V-ați gândit vreun moment să renunțați pe drumul ăla până la Craiova? Aulu, atunci dacă aveam o posibilitate simplă de renunțare, renunțam fără să mai stau pe gând, dar n-aveam cum să renunț, pentru că nu poți să renunți. Nu, dar dacă venea cineva, să zicem, și zicea, domne, iau eu echipa, hai, lăsați echipa, nu? Nu, atunci mai mult regătam că nu i-am ascultat pe alții și cam reînființat echipa. Adică atunci, sincer, a fost pentru prima oară când am regătat cu adevărat că am continuat în această nebunie. Deci a fost un drum extrem de greu, cu multe sentimente care vă încercau. Chiar v-ați gândit să renunțați de tot la toată povestea asta? Păi m-am gândit, dar e greu pentru că n-ai soluții, că nu poți să zici că plec pur și simplu. Știu, dar dacă venea cineva să zică, dăm, domne, echipa, uite aici, o iau eu, o dădeați pe drumul ăla spre Craiova. Bineînțeles, bineînțeles. Adică chiar v-a durut rău de tot, nu? Ce să vă spun, v-am spus, dar a fost un coșmar care nici acum n-a trecut.